Ta-da! Hei, salutare, prieteni! Sunt eu, prietenul vostru, Trulli Povestitorul. Și astăzi vreau să ne jucăm de-a poveștile încâlcite. Ha-ha! Vă era dor de mine și mie mi-era dor de voi. Cu ce poveste să ne jucăm noi astăzi? Cred că știu! Povestea cu care vreau să ne jucăm astăzi se numește Capra cu trei iezi. Vă știți povestea asta? Ce tare! Și mie îmi place foarte mult povestea asta. Mai ales că eu am un personaj preferat din povestea aceasta, pe care chiar îl cunosc, este prietenul meu. Vreți să-l chem aici? Vreți? Bine, îl chem aici. Hei, ieduțule! Ieduțule! Salutare, Trulli! Salutare, ieduțule! Hei, uite, chiar vorbeam cu prietenii mei despre tine și povestea ta. Ce mă bucur, foarte tare! Și ce le spuneai despre povestea mea? Păi le spuneam că... Mai bine le spui tu! Da, bine, hai că vă spun eu povestea, dar mă ajut și tu la continuare. Da, bineînțeles! Încep! A fost odată ca niciodată, gata, știu eu, un ieduț care avea două surioare. Nu! Cum să am două surioare? Aveam doi frățiori. Așa, doi frățiori, cu care locuiai într-un orășel. Nu într-un orășel, nu. Locuiam într-o căsuță în pădure. Așa e, locuiați într-o căsuță în pădure, da. Și ce făceați voi acolo în pădure? Păi ne jucam toată ziua, zburdam, ne distram, cântam. Și într-o zi a trebuit să plecați la un bal mascat. Nu. Mămica noastră a trebuit într-o zi să plece de acasă ca să facă cumpărături. Și voi ce-ați făcut? Păi noi am spus așa, pa, mami, dacă pleci și ne lași aici acasă, să știi că noi o să stăm foarte cuminți. Chiar a stat foarte cuminți? Da, numai că ea ne-a spus așa. Cum v-a spus? De fiecare dată când o să auzim cântecelul, treieți, cucuieți, ușa mami, descuieți, noi trebuie să deschidem pentru că este ea la ușă. Am înțeles, adică v-ați făcut un soi de secret, de parolă secretă. Exact, pentru că numai ea putea să deschidă ușa cu parola asta. Când noi auzeam acest cântecel, trebuia să deschidem ușa. Wow, super tare. Și ce s-a mai întâmplat? Stai că-ți spun imediat. Mămica noastră a plecat de acasă și noi am rămas singurei. Și nu vă plictiseați acolo singurei? Nu, că ne-am jucat, ne-am distrat. Până la un moment dat când s-a auzit tu, tu, tu. Ce s-a auzit? Tu, tu, tu. Ce-i asta? Tu, tu, tu. Așa bătea cineva la ușă. Păi și cine era? Nu știm cine era, că a început să cânte exact ca mămica noastră. Treieți, cucuieți, ușa mami, descuieți. Păi da, dar nu era exact ca mămica voastră. Ai dreptate, asta le-am spus și eu frățiorilor mei. Este același cântecel, doar vocea nu este vocea mămicii noastre. Păi și ce ai făcut? Păi eu le-am spus, nu deschideți. Și ei te-au ascultat? Nu m-au ascultat deloc. Au vrut să deschidă ușa, eu când am auzit asta m-am ascuns. Fiu, imediat au deschis ușa și ghișce. Hai, știu, era Moș Crăciun. Nu era Moș Crăciun. Era vulpea. Nu era vulpea. Era urs, era lupul cel viclean. Serios? Da. Și eu m-am ascuns și nu m-a găsit, dar pe frățiorii mei i-a mâncat pe amândoi. Mama mia, tu vorbești serios? Da. Și când a venit mămica noastră acasă, eu i-am povestit tot ce s-a întâmplat. I-am spus că a venit lupul, că ne-a păcălit, eu m-am ascuns, dar frățiorii mei n-au mai scăpat și au mâncat lupul pe amândoi. Și mămica ta ce a făcut? Păi ce să fac? I-a întins o capcană lupului și l-a păcălit ca să țină minte toată viața să nu mai mănânce ieduți. Foarte bine i-a făcut. Exact așa am zis și eu, foarte bine i-a făcut. Mama mia, ce poveste interesantă! Adică ce am învățat noi din povestea asta, domnule ieduț? Adică am învățat să nu deschidem ușa niciunui străin niciodată! Wow, îți mulțumesc pentru sfaturi! Wow, îți mulțumesc, Trulli, pentru invitație! Mulțumim, prieteni, că v-ați uitat la noi! Pe data viitoare, la revedere, prieteni!